Un utilizator de pe Reddit, pe nume Jessica, a împărtășit experiența de groază care a avut-o cu persoanele din grup. Femeia a închiriat o casă care se presupunea că nu mai locuia nimeni în ea. Proprietarul i-a lăsat chiar și cheile în ușă. Când se pregătea să facă un duș, a auzit niște sunete ciudate venind din pereți, nu asta pe gânduri, și s-a dus să-și ia camera să le surprindă. După cum puteți vedea, după ce a găsit gurile de ventilație ascunse, vocile terifiante ale persoanelor care vorbesc latină au devenit mai clare. Însă coșmarul nu s-a încheiat. În noaptea aceea, în timp ce dormea, o fotografie a fost făcută cu mesajul de pe pancardă: nu este frumos să tragi cu urechea. Camera de securitate a surprins pe timp de ploaie o femeie care traversa strada. La început este relativ normal, nimic neobișnuit, până când femeia începe să dispară brusc. Când este apropiată imaginea, se poate observa mai clar. Se poate exclude problemele digitale sau problemele vizuale din cauza ploii, deoarece la puțin timp trece cineva cu o motocicletă în același loc și este complet vizibil. La fel se poate spune și despre mașină. Se poate vedea că șoferul mașinii pare că a surprins femeia cum dispare brusc. Nu mă pot pronunța, vă las pe voi să decideți. În Costa Rica, camera de supraveghere a surprins în miezul nopții o creatură îngrozitoare ieșind din pădure. La prima vedere pare o persoană care face o farsă. Însă privind cu atenție, este aproape imposibil ca o persoană să își contorsioneze corpul în felul acesta. Brațele și picioarele fiind la fel, iar corpul fiindu-i alungit sau mărit. Iar reacția câinilor nu o putem neglija. Canalul japonez Omokotoki este plin de întâmplări paranormale, surprinse pe video. În 2021, proprietarii canalului au fost contactați de un agent de vânzări, deoarece aveau probleme cu vânzarea unei case, datorită faptului că foștii proprietari au dispărut într-un mod misterios. Ano, 急に取り込みで来た人で、まあ、いくらで売りたいか聞くじゃん。で、そしたら、本当破格の破格の。売り主さんが持っていたその土地の上に3人の家族が家を建てて住み始めたらしいんですよね。ただ、今から 6-7年 ぐらい前にある日を境にその 3 Foștii proprietari aveau totul lăsat în casă. Agentul de vânzări refuzând să intre în casă, crezând că un demon este înăuntru. El vrând ca experții în paranormal să-i ofere o explicație. Agentul de vânzări a avertizat totuși să închidă ușile în timp ce investigează casa, ne spunând de ce. În timp ce explorează, observă ceva tulburător.
全部開いてるもん。Dacă nu ați observat, în spatele hainelor se poate observa niște picioare. Și nu este ultima oară când o să le mai observe. În timp ce investighează locuința, se pot observa mai bine și mai aproape. Târziu noapte, cei doi se hotărăsc să placeze o cameră de supraveghere într-o cameră întunecată și să aștepte să surprindă ceva. După 15 minute, se decid să investigheze alte camere. O figură umanoidă pare că îi urmărea, dar când se apropie dispare, nu-i fiind nimeni de după ușă. Se speculează că locuința este bântuită de foștii locatari, care au dispărut misterios în urmă cu 30 de ani. La Iorana este cunoscută ca o fantomă care își plânge copiii. Aceasta fiind surprinsă în Mexico de un bărbat în timp ce se întorcea acasă de la o petrecere. Figura seamănă cu o femeie îmbrăcată în alb, țipând și plângând. Bărbatul se întorcea acasă de la o petrecere în jurul orei 3, când a întâlnit femeia în timp ce alerga de frică. Persoana începe să urle la el. Bărbatul a murit la 3 zile după întâlnirea misterioasă, cauza decesului fiind atac de cord. Videoclipul a fost filmat în data de 22 noiembrie 2020, fiind recent observat. Russian Dark Ghost este un canal dedicat paranormalului. O femeie a contactat în legătură cu fiul ei decedat, care era obsedat de paranormal și de misterul sufletului de după moarte. Într-o zi a spus mamei sale că a descoperit o cale de a lua legătura cu spiritele moarte. A călătorit în satul în care bunica lui a trăit. După o săptămână, fiul și-a sunat mama spunând că a luat legătură cu bunicii lui, dar și cu alte spirite. Ultimul apel din partea fiului. Corpul fiindu-i găsit mor pe străzi. Femeia a rugat pe investigator să cerceteze casa unde a fost fiul ei. O varietate de sunete se pot auzi în întregul videoclip, iar în unele ocazii, ușile se închid și se deschid singure. O umbră neagră se poate observa trecând prin fața camerei.
Либо шкаф все грохочет, я не понимаю, либо комод. Опа. După aceea, într-o cameră roșie-neagră, unde descoperă picturi turburătoare, chiar și pentru el, priviți. Ulu! Вроде бы как. У меня вообще всего тут такого, как бы, фотографий таких. Пипец. Это просто жесть. Se pare că exploratorul nu era singur în casă. Ceva sau cineva îl urmărea. Se poate spune că a surprins spiritul copilului femeii sau este ceva mult mai întunecat. Vă las pe voi să decideți. Aștept părerea voastră în comentarii cu privire la videoclip.